bine că frumusețea atrage, iar frumusețea înseamnă simetrie, înseamnă proporții. Și astăzi vom vorbi despre conturul mandibular și cum ar trebui să-l definim atunci când vorbim despre frumusețea feminină. O să mă folosesc de un model foarte frumos, Miruna, care o să ne arate ce înseamnă o bărbie și un contur mandibular definit. În primul rând, când vorbim de frumusețe, ar trebui ca unghiul cervicomental, adică unghiul pe care îl face bărbia cu gâtul, să fie de 90 de grade. La Miruna este de 90 de grade. Sunt anumite persoane care au bărbie dublă, da? Care au gușă și de asta căutăm soluții de foarte multe ori pentru eliminarea gușii, tocmai ca să evidențiem acest unghi cervicomental. Apoi, dacă întoarcem capul, trebuie să vedem cum este unghiul mandibular. În mod ideal, la femei, unghiul mandibular trebuie să fie de 130 de grade. Da? La bărbați este un pic mai îngust. La Miruna este aproximativ 120 de grade, de aceea o să-l facem un pic mai definit astăzi. Dacă privim din față, în mod ideal, distanța de la buza inferioară la bărbie trebuie să fie 2/3 din distanța de la vârful nasului la buza superioară. La Miruna bărbie este foarte bine definită, însă este ușor mai pătrățoasă. Ce vom face astăzi pentru ea este să ovalizăm puțin bărbia și să o ducem o idee mai în față. N-am mai făcut proceduri anterioare cu remanență foarte mare a rezultatului și astăzi vom încerca să ovalizăm puțin bărbia cu un mic retuș. Cam asta este lățimea maximă la bărbie pe care o căutăm la femei. Adică distanța dintre cele două nări trebuie să fie egală cu lățimea bărbiei. Vom proiecta ușor bărbia, o aducem puțin mai în față, vom corecta unghiul mandibular și astfel vom avea acele proporții ideale feminine.